Suntem în direct, așadar, iată, ne în preajma unui eveniment cultural de excepție, Festivalul Câte Buzău de Mare, la ediția 20-a, Festivalul de Epigramă, un festival, iată, care are ca organizator principal, sufletul acestui festival este, bineînțeles, cunoscutul scriitor, avocat Mihai Sălcuțan, invitatul meu din această după-amiază. Să spunem telespectatorilor noștri câteva repere, hai să le spunem, legate de strict de festival și apoi de, am înțeles, oferiți un mare spectacol. Da, rămăsesem la La invitații de invitați, marcă, invitați. academicianul Mihai Cimpoi, umorist, ales profesorul Ștefan Cazimir, pe care îl știe toată lumea, dar totul și multe, foarte multe surprize. Vorbeam de o tombolă la început, avem și alte surprize, dar avem și un program muzical care va împăna șarjele epigramatice și va da culoare. Muzică ușoară, muzică populară, dar avem și un recital de excepție. Avem aici afișul, da? O foarte cunoscută și bună interpretă, excepțională interpretă, Anișoara Puică din Chișinău, care ne va oferi un recital. Nu ratați această ediție, va fi una de colecție, vă veți aminti mulți ani de ea de acum înainte. Deși noi sperăm să le facem de la an la an și mai frumoase mai și mai interesante. Este loc de umor, pentru că se pare că umorul a făcut dintotdeauna parte din viața românului, pentru că a avut suficiente motive să ia viața românul și mai în ușor, pentru că sunt destule alte probleme și întotdeauna au existat surse de inspirație pentru epigramiști și nu numai. Deci vreau să vă spun că, bine, știm ridendo castig ad more, știm din antichitate, știm că fără umor nu se poate trăi. Un om normal, sănătos, este un om care trăiește vesel, trăiește cu umor. Și un mesaj încărcat spiritual pătrunde mai ușor și mai adânc în inima oamenilor dacă este spus într-o formă veselă, directă, care să-l atragă. Nu una care să-l dădăcească, să-l atenționeze, să-l întristeze, ci într-o formă veselă. Înțelepții taoiști chinezi știau acest lucru și recomandau formula de a transmite mesaje pătrunzătoare, adânci, prin forma umorului. Nasratin Hoxha, care îl știm din spațiul balcanic, tot recomanda același lucru. Ion Luca Caragiale, asta ne-a învățat prin toată opera lui. Lucruri grave, observarea atentă a realității, surprinderea esențelor, o lua și o transmitea în formă umoristică. Deci și de Horațiu, care vorbeam înainte, care spunea cu ridendo dicere verum, la fel. Nimic nu mă împiedică să spun adevărul râzând. Da. Râzând. Deci nu trebuie spus neapărat într-o formă gravă ca să poată să aibă impact mesajul transmis. Plus că spuneați la un moment dat că epigrama este o specie literară a esențelor, este, aș spune eu, un fel de haiku sau haiku acela pe care noi îl tot știm din poezie. Iată, epigrama are totuși niște piedici în ceea ce privește dezvoltarea ei, ci nu mergem decât pe cele patru versuri, nu? Sau atât. Care este istoricul acestei... De ce nu se poate face, de exemplu, o epigramă cu șase... Vă răspund imediat. Deci nu așa se mui epigrama cu haiku,
haiku, care este și el scurt. Epigrama este antică. Da, da. Deci ea a apărut sub forma epitafului, înscripție pe piatra funerară. Pe morminte, deci, da. Pe morminte. Așa a apărut epigrama. Deci da. Înainte de Hristos cu secole. Dar cel mai mult care, sau primul care s-a aplecat cu o sârdie în mod deosebit asupra creației epigramatice a fost Marcus Valerius Marcialis, Marțial. Marțial, cum e cunoscut el, da. Care are un număr de 16 volume, are o grămadă de volume, cu subiecte care sunt atât de bine surprinse, încât au ajuns la esență, la esența de care vorbeați, și au caracter de generalitate și dăinuie peste veacuri. Pentru că epigrama s-a dezvoltat, au cultivat-o toate literaturile lumii, în toate literaturile, acum este un descrescendo în ceea ce privește epigrama. Noi fiind românii, fiind cei care încă o cultivăm și chiar suntem primii la creație epigramatică, unii nu se mai ocupă de ea, dar românii o cultivă cu mult, cu mult succes și în ziua de astăzi. Mi-ați amintit aici amintim totuși că umorul și că românii se ocupă cu așa ceva, este vorba și de celebru Cimitir Vesel de la Săpânța, care, după părerea mea, este iarăși ceea ce spuneați la un moment dat, o chintesență a vieții văzută prin prisma celui care face acele cruci, nu? Celebru Stan Pătraș, care a început Cimitirul Vesel de la Săpânța, să facă ce? Să facă o sinteză a vieții decedatului, dar într-o cheie umoristică. Chiar versificat. Deci, a făcut această paralelă pentru că vorbeam despre spiritul românesc. Ați făcut-o foarte bine și este pertinentă la obiect cu discuția noastră. George Bacovia are celebru aforism: o țară tristă, plină de umor. De umor, da. Românul spune mai simplu în limbajul lui: să facem haz de necaz. Să facem haz de necaz. Deci să trăim vesel. Vesel. Invitându-vă să spuneți câteva, să spuneți telespectatorilor. Până răspune, deci asta e într-adevăr cu Cimitirul Vesel de la Săpânța, cu Stan Pătraș. Dom'le, el a avut ideea, dom'le, ce l-a caracterizat pe omul ăsta? Pe soacra care e rea, bărbatul care e vețiv, femeia care doarme și până alte ogrăzi, etc., etc. Și le-a surprins într-un mod umoristic. De altfel, aduceți-vă aminte că, cred că chiar din religie știm asta, nu numai de la antici, de morți numai de bine. De mortus nil nisi bene, se spune. De mortis numai de bine, de morți numai de bine, pentru că așa l-a tratat el. Doamne, haideți să-l vorbim, să vorbim. Iar atrage atenția cuiva într-o formulă umoristică, când e în viață, îl ajută să se îndrepte, să mediteze și este în folosul lui. Este în folosul lui. Când este mort, nu e nimic, cei care sunt urmași învață. Deci epitaful lui Stan Pătraș este o învățătură. Băi, nu faceți ca ăsta, nu faceți ca... Se înțelepciunea populară, extraordinară. Exact, pentru că pe lângă profesorii și preotul satului, oamenii s-au mai folosit de înțelepție bătrânii din sat pentru a face educația altora. Mi-ați spus să vă zic ceva? Vă rog frumos. Din creația personală. Din creația personală. Am văzut că au venit berzele, s-au mulțit cuiburile pe stâlpi și pe coșurile caselor. Barza africană. Povestea berzei călătoare,
ce aduce prunci de mititei, e adevăr și dai crezare, că sunt și negri printre ei. Da. Aia vin berzele din Africa. Sigur, sigur. Da. Acum se discută foarte mult în toate mediile de viitorul Europei, de viitorul țării și așa mai departe. Uh-huh. Haideți să spunem și una, viitorul țării. La icoane cu tropare, eu mă rog cât pentru doi. Fie viitorul mare, dar să-l apucăm și noi. Foarte frumos. Ce să spun, vă doresc succes la ediția a 20-a a Festivalului Câte Buzăul de Mare. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio și cu siguranță că o să mai avem prilejuri anul acesta să ne vedem. Vă mulțumesc în egală măsură pentru faptul că ne-ați adus aici, iată, și rodul activității cenaclului Nicolae Grigore Mihăiescu Nigrim, cenaclul umoriștilor buzoieni. Și încă o dată dorim la mulți ani acestui cenaclu. Așadar, invitația pentru telespectatorii noștri este pentru sâmbătă 11 mai la Sala Mare a Consiliului Județean. Înainte de a încheia, stimați telespectatori, o să vă fac la rândul meu o invitație, de fapt două invitații. Sunt două expoziții de excepție mâine, așadar joi 9 mai la orele 12, conferențiar universitar dr. Ovidiu Ionescu de la Universitatea Națională de Arte are o expoziție, vernisajul expoziției Game, expoziție de ceramică monumentală, o expoziție, aș spune eu, sui generis pentru Buzău, iar vineri 10 mai, orele 17, tot la galeriile de artă ale Uniunii Artiștilor Plastici din România, ale filialei UAP din România, Alexandrescu Doina Elena cu getări sferice, o foarte frumoasă expoziție de artă decorativă. Așadar, două oferte pe care Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Buzău, vi le oferă acum în luna mai. Mulțumim invitatului meu, domnul Mihai Sălcuțan, și în egală măsură vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru răbdarea de a ne fi ascultat. Vă dau întâlnire miercurea viitoare la o nouă ediție a Clubului Artelor. La revedere!